Dacă pe 1 aprilie vremea a fost bună cu noi și nu ne-a păcălit, acum aceasta doamnă și va înceta să se mai joace cu noi, însă se pare că ne-am înșelat amarnic. Această joacă dintre soare și nori este ca un meci de box, unul chiar mai dur decât ne-am așteptat. Dacă ieri de dimineață soarele a reușit să-i puncteze un croșeu de dreapta și să se mențină pe poziții, adică a partidei de box, sunt norii și gradele scăzute. Ce nu-ți convine, Dani? La fugă la box nu mă pricep. Ești pe fugă. Box, Dani, să știi că fuga mă ajută foarte tare. Sunt convins. Hai cu vremea. Oricum ar fi, sunt curioasă în favoarea cui se va încheia acest meci. Sunt însă convinsă că cel care va ieși învingător în cele din urmă va fi soarele și chiar fără dinți. Nu de alta, dar eu de câteva săptămâni împlimb ochelarii de soare după mine și mă gândesc să-mi cumpăr și o pălăriuță care să mă protejeze de radiații. În Brașov 18 grade, 18 grade și în Craiova, 21 la Timișoara și pentru Oradea ne mergem la Suceava unde vom avea 10 grade, un percut la Galați unde avem 9 grade, în Constanța 8 grade, 14 grade în Giurgiu. Vremea boxează și în Pitești, unde astăzi vom avea 17 grade, iar pentru meciul de la Fân, în București, mare meci mare, norii boxează cu soarele și soarele s-ar putea să piardă astăzi, dar numai astăzi.